Iată, mergem mai departe. Dar dă-i mai cu talent, că aici nu e așa. În afară de asta care e în cică în renovare și în curând... Uite, avem aici Oceanic, ăsta e un hotel nou, nu pot să zic că mă spar. Oricum este destul de agitat pentru 2 decembrie pe aici, adică e totul în renovare, iată, de acolo, de la... Ce era? Oltenia? Nu, Doamne, cum se numea hotelul ăsta? Iată că am uitat. Am un lapsus. Craiova. Gata, aici la Craiova. Iată, i-au lăsat acolo cu restaurant. Renovează. L-au renovat, se vede acolo. Iată, acum o să trecem și pe lângă terasa la Perla, unde îmi place mie aici, Holiday Blue. Ce facem aici, la Perla? La Perla? Pentru că... Deci că de mănânci hamsie cu cartofi prăjiți. Poți să mănânci și hamsie cu cartofi prăjiți, dar nu e mâncarea mea. E așa în natură, sunt mulți copaci și stejari acolo. Bine, să-l luăm sub braț. Hai să-l luăm, săracul. Hai să-l luăm, hai să-l luăm, săracul. Aoleu. Aoleu, Doamne, ce amărât sunt, vai de mine, mor. Doamne, are niște picioruși, zici că e... Wow, din 2023 Neptunul se schimbă, Galileo, aici fac complex Galileo. Oh my god, astea sunt chiar ultimele. Aici e hotel Arad, hotelul Sereiului. Aici era un hotel de mini, nu hotel, era mini golf, terenul de mini golf pe care ce l-au distrus. Ce era casa lui Ceaușescu? Imediat vine aici. Iată, aici este terasa animale, la Perla, preferata mea. Ei, nu știu exact. Aici vine alea trandafirilor. Aici este Club Bazin. Ce... Unde aveau acces doar nomenclaturiștii. Tu ai auzit, mă, de nomenclaturiști? Vrei și tu să fii un nomenclaturist? Da. La mintea cocoșului. Uite, mă, aici ambasador. Vezi? Ăsta e semnul. Ambasador. Și pe acolo, pe străduța aia, adică imediat mai încolo un pic de ambasador, avem vila prezidențială. Ia uite-mă pe ăsta, pe gaz, pe ce cocârț. Mamă, cocârț. Da, extraordinar. Bă, dar de ce îi scuipa, mă? Să nu-i fie de deo. Doamne ajută, uite ce frumos că nu e nimeni. Hotel Doina. Dă-i mai cu talent că mă plictisesc aici. Azi mă plictisesc eu, dar rămite urmăritorii mei că abia te târâi. Și mă, asta, posibil, dar așa trebuie să fii agitat, să ai un sistem dinamic, nu? Să ai o structură dinamică, să fii în dinamică, în general. Ai văzut ieri tablourile lui, cum îl chema, mă, pe ăsta? Corneliu Baba, cu dinamică, că te-a uimit și pe tine dinamica aceea. Uite, iată, bă, supermarket, da, aici vând, oricum. Și ăsta e Hotel Neptun. Stai puțin, uite ce frumos e la Hotel Neptun. Uite-l, dar nu trebuie să oprești. Ia, să-ți faci filmul. Păi, dar nu doresc, gata, mi-a ajuns. Hotel Neptun prezentat din Dacia. Din 78, da. Și stațiunea, și iarna. Dar este o zi însorită. Adică este totul atât. Ia uite, Hotel Crăbucet, cum l-au renovat. Wow, ce-au făcut și aici. Tavernă. Da, adică da, au făcut foarte... Nu mai e exact paragină ca înainte, ceea ce pe mine... A mai rămas în schimb asta aici cu Dunărea, complexul Dunărea, dar și aici văd că tot un restaurant fac. Sigma, cât de cât, iată, Dunărea, târgul de vară, acolo a mai rămas cât de cât. Și aici, uite, hotelul Ovidiu pe acolo, pe aici e drumul spre plajă, dar aici nu ai acces cu mașina, cum ai în partea cealaltă. Și de aici deja ne apropiem de Prichindel. Complex Mocea mai înainte, Hotel Istria. Tocmai am trecut de Mocea. Și Spring Blue, acolo pe undeva e Prahova. Cineva m-a rugat tot cu Hotel Prahova. Și aici este bazarul Prichindel. Și imediat pe stânga este restaurantul Rustic și apoi Crama Neptun. Iată, roată mare. Exact, țigănie aici, frumos, țigănie. Să-ți placă, să-i scuipi, să nu se deoache. Înțelegi? Uite aici, la Calul Balan. Și, bineînțeles, Crama Murfatlar, care pare să că ar fi piatra de temelie a acestei stațiuni. Pentru că primul lucru a apărut aici a fost restaurantul Crama Murfatlar. Aici facem la stânga și mergem către Jupiter. Iată, avem aici semnul din Inox,
Îl vezi? Al lui Jupiter, bă, dar nu-mi fa așa, mă omoară. Deci mă omoară, nu se poate, nu se poate. Se fac aici într-o Dacie să mor. Hai că nu e așa rău. Hotel Ilinca, ăsta chiar nu știu, e o noutate. Sărăcuțul de el. Hotel Majestic. Am întrebat vreun hotel deschis, dacă vreau să vin și eu să fac o faptă. E vreun hotel deschis? Sau sunt toate? Da, Doina, care are și încălzire și are și bază de tratament. Poți să faci o faptă. Evident, poți să faci o faptă și apoi la Hotel Doina, care este la începutul stațiunii Neptun, să te duci la spa frumos, să-ți vindeci cârca bolnavă. Ia uite, restaurant Scoica și Hotel Scoica, ce frumos e acolo. Ce bine e că nu e toată cucleala asta estivală și nu mai sunt nici frunze. Se vede totul așa clar, frumos, deosebit, definit. HD, ce HD pe telefon? HD de la soare plus absența aici, frunzișului. Aici nu dăm spre Cap Aurora? Ba da, în curând apare Cap Aurora, unde ai fost tu la Hotel Diamanta, prin bunăvoința unor cucoane, cum ai spus. Ce să facă și el? Copil de mingi. De fapt, eu sunt copil de mingi la el acum, dar na. Ia vezi că poate să dau mingi. Oribil. Băi, uite, Hotel Olimpic avem aici. Hotel Cometa, Hotel Meteor. Bă, să iau un pulă pe rămâneța de lumină. Dar nu-mi mai vormi așa urât. Uite cum zâmbește la cu gura, așa să-mi... E urât. Dar ce să zic, hai să intrăm cu mașina în el, să facem accident. Uite aici, colaci, terase. Aici, țin minte, în vară era tot sufletul stațiunii Jupiter. Hai mai repede, mai cu talent, că mă plictisesc aici. Ia uite, o să... Așa, frumos. Doar că acum, în loc să vorbim și noi ca niște nomenclaturiști adevărat, ia uite, alimentarea, wow! Hotel Capitol, ce frumos e Hotelul Capitol! Splendoare! Mamă, splendoare în iarbă! E bine că n-ai dat! Ia uite ce frumoasă e lucrarea asta pe stânga, fețele astea, fără îmi place. Îți place? E așa, are zeamă. A, da, mă. Talent artistic. Asta e Opal. Opal, diamant și celălalt. Cap Aurora, iată, aici avem din indicatorul de stațiune. La pensionare de la bogate. Rămas ca înainte. Ah, cât poate să-mi placă. Stațiune turistică de interes național. Cristal, păi topaz. Nu-mi trăznește mie interesul pe aici? Îți trăznește interesul? Eu cream că îți trăznește. Vai, uite, acum senzații tari cu Dacia. Doamne, cum arată în, acea de filmare liniuțe și de astea. În Cap Aurora. Diamant. Nu la diamant. Nu erai la diamant. Toate diamantele din lume. Toate diamantele. Și aici la Morișca cu noroc, la Cătunul, Disco Cătunul. Și deja m-am plictisit. Hai mă să intrăm și în Venus, da? Lasă că fac o filmare nouă. Ia. Wow. Să fac aici. Băi, valoare.